Rezolvarea problemelor semnalate pe piața asigurărilor RCA depinde acum de aplicarea cadrului normativ stabilit de guvern pe 14 septembrie. Actul normativ permite stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pe o perioadă de 6 luni a unui tarif RCA de referință aplicat atât persoanelor fizice cât și juridice. Ordonanță de urgență cu referire la regimul asigurărilor auto-obligatorii, RCA. După cum știți, sunt discuții pe acest subiect care trenează de luni de zile, deja de la începutul anului. O situație care, vreau să fiu clar, nu a fost creată de guvern și nu depinde de guvern. Avem în România ASF-ul care are responsabilitatea de a supraveghea și instituțiile de asigurări obligatorii, inclusiv pentru asigurările obligatorii. Acolo ar fi trebuit luate măsuri, după discuții și cu transportatorii și cu asiguratorii, luate măsuri în cursul acestui an pentru a se evita să ajungem în situația în care suntem în momentul de față, situație de conflict. Prin actul normativ aprobat au fost plafonate tarifele RCA pe o perioadă de 6 luni. Nivelul tarifelor va fi stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară.